avocatul Elenei Udrea rupe tăcerea. Ce spune despre statutul de refugiat primit de fostul ministru în Costa Rica? Avocatul Elenei Udrea a anunțat în sala de judecat ce fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica. Contactat de tiripesurs.ro, avocatul Alexandru Chiciu a explicat ce înseamnă acest lucru. În acest moment, statutul apelant inculpatei Udrea Elena Gabriela se impune a fi analizat în conformitate cu prevederile Convenției privind statutul refugiatilor. Adoptat la 28 iulie 1951 de Conferința Națiunilor Unite asupra statutului refugiaților sublinierei apatrizilor și intrata în vigoare la 22 aprilie 1954, conform dispozițiilor articolului 43, Convenția privind statutul refugiatilor ratificată de România la 4 iulie 1991 prin legea numărul 46, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 148 din 17 iulie 1991, porneste de la următoarele principii fundamentale. Principiul conform căruia ființele umane, fără deosebire, trebuie să se bucure de drepturile omului, sublinierei de libertățile fundamentale. Principiul conform căruia statele semnatare se angajează să asigure refugiatilor exercițiul cel mai larg posibil al drepturilor, sublinierei libertăților fundamentale ale omului. Principiul conform căruia, în anumite situații recunoscute de convenție, rezolvarea corespunzătoare a problemelor capătă o dimensiune sublinierei caracter internațional. Lovituri de teatru în dosarul Galabute. Elena Udrea, refugiat politic în Costa Rica. În plus, Convenția recunoaște ca persoanele refugiate primesc acest statut din cauza unor temeri justificate de a fi persecutat datorită rasei, religiei, naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau opiniilor sale politice și care se află în afara cerii acerei cecenioare, sublinierei care din cauza acestor temeri nu doresc să se reîntoarcă în țara de origine. Conform art. 12 din Convenție, statutul personal al unui refugiat va fi guvernat de legea țării unde sublinierei are domiciliul sau, în lipsa unui domiciliu, de legea țării unde sublinierei are resubliniere din ca în cazul nostru de Costa Rica. Conform art. 16 din Convenție, orice refugiat va avea, pe teritoriul statelor contractante, acces liber, sublinierei facil, în fața tribunalelor. Potrivit articolului 18 al Cartei Uniunii Europene, dreptul la azil conține următoarele elemente, esențiale în cauza. Protecția refugiaților împotriva returnării, inclusiv nerespingerea la frontier. Accesul refugiaților pe teritorii în scopul includerii în procese echitabile, sublinierei efective de determinarea statutului, sublinierei a nevoilor de protecție internațională. Acordarea statutului de refugiat sau a statutului de protecție subsidiar atunci când criteriile sunt
îndeplinite. Asigurarea exercitării de către refugiați a drepturilor, sublinierei libertăților fundamentale. Conform art. 33 din Convenție, niciun stat contractant nu va expulza sau returna, în niciun fel, un refugiat peste frontierele teritoriilor unde viața sau libertatea sa ar fi amenințate pe motive de ras, religie, naționalitate, apartenent la un anumit grup social sau opinii politice. Așadar, unul dintre cele mai importante drepturi de care se bucur refugiații se refer la nereturnarea acestora, non-refoulement. În doctrin, acest principiu este considerat de unii autori ca având valoarea unei norme cutumiare, constituind o obligație general, opuzabil tuturor statelor. Deci inclusiv sublinierea celor care nu au semnat convenția din 1951. Scopul principal al protecției refugiatului este aceea de a ajuta la găsirea unor soluții durabile care să permită refugiaților să sublinierei reconstruiască viețile cu demnitate, sublinierei pace. Există trei soluții privind statutul refugiaților. Integrare locală. Reîntoarcere în țara de origine odată ce motivele refugiului au încetat să existe, relocarea într-o țară teră, atunci când refugiatul nu mai poate rămâne în țara care i-a acordat azil din diferite motive. Costa Rica a dezvoltat unul dintre cele mai cuprinzătoare cadre juridice pentru refugiai. Costa Rica permite refugiailor unul dintre programele de integrare cele mai bine stabilite în regiune, care oferă refugiaților exercitarea tuturor drepturilor inclusiv în plan judiciar. De subliniere îi se refer la mai multe drepturi fundamentale ale omului. Azilul reprezintă un drept de sine setetător, acordat de un alt stat decât cel de provenient, persoanelor care sublinierei peresesc cara pentru a sublinierei asigura perspectiva continuării viecii la adpost de orice risc, însigurând sublinierei securitate personală. A declarat Alexandru Chiciu pentru Tiri pe Surse.